Inițial, meciul dintre Foresta Suceava și Bucovina Rădăuți ar fi trebuit să se dispute pe 26 septembrie, dar rădăuțenii n-au putut juca atunci din pricina cazurilor de COVID-19 din lot. Federația a reprogramat jocul pentru data de 28 octombrie, dar între timp a venit rândul Forestei să se confrunte cu cazuri COVID-19 în lot, în condițiile în care Comitetul Executiv a decis că un meci de campionat nu poate fi amânat de două ori. Echipa care a provocat reprogramarea meciului, în speță Bucovina Rădăuți, va pierde meciul respectiv cu 0-3. În urma testelor RT-PCR efectuate de Foresta joia trecută, au fost depistați pozitiv numai puțin de 11 jucători, antrenorii Ivan Gvozdănovici și Vasile Prisacă, precum și maserul Pepe Armeanca. De urmare, Direcția de Sănătate Publică Suceava a considerat că pe aren este un focar de infecție și a băgat toată echipa Forestei în izolare pentru o perioadă de 7 zile, adică până joi, atunci când are loc retestarea. Oficialii clubului rădăuțean le reproșează acum celor de la Foresta că n-au făcut toate demersurile către DSP Suceava, astfel încât jucătorii care au ieșit negativi joi, 14 la număr, să fie retestați în regim de urgență și să poată juca miercuri.